Comasarea alegerilor este neconstituțională. Judecătorii Curții Constituționale au decis că legea care ne-ar fi pus să votăm la grămadă și aleșii locali și parlamentarii contravine legii fundamentale. Chiar și după așa o gafă, unii democrați liberali mai speră totuși să repare lucrurile în Parlament, iar opoziția cere imediat demisia guvernului. Decizia Curții Constituționale i-a luat prin surprindere pe democrat liberali. Premierul Emil Boc a întrerupt imediat ședința de guvern. S-a sfătuit deoparte cu Elena Udrea, ministrul apărării Gabriel Oprea și miniștrii UDMR. N-am văzut nici măcar un comunicat până în momentul de față, dar un lucru vă pot asigura și cu certitudine, el va fi respectat. Deciziile Curții Constituționale se respectă. Deocamdată premierul așteaptă motivarea curții. Doar câteva articole din legea comasării au fost declarate neconstituționale, așa că unii democrați liberali mai au speranțe pentru proiect. Orice guvern, orice partid aflat la guvernament înțelege faptul că nu putem să organizăm alegerile locale împreună cu cele parlamentare. Și evident, termenul la care alegerile locale trebuie organizate este prima duminică din iunie. Liderii opoziției sunt categorici. După decizia de astăzi a Curții Constituționale, astăzi Emil Boc trebuie să-și dea demisia. Nu mâine, nu poimine. Astăzi. Este o victorie a poporului român. Este o victorie care a celor care se află în piața universității. Ar urma pe cale logică astăzi în motivare să vedem și faptul că această Curte Constituțională a calculat și a evaluat că nu se face mare economie, de să-l contrazică pe bietul domn Boc. Guvernul a ocolit Parlamentul și și-a angajat răspunderea pe legea comasării alegerilor în decembrie. După motivarea Curții Constituționale, proiectul se va întoarce în Parlament, unde de data aceasta va fi dezbătut.